vreme de criză, cu toții căutăm să cheltuim cât mai puțin, așa că cei mai mulți sibieni s-au orientat spre garsoniere sau apartamente cu două camere. Astfel de spații locative aflate în construcții noi s-au scumpit cu 10-15%. În schimb, apartamentele cu 3, 4 sau 5 camere s-au ieftinit cu 5 sau chiar 10% în funcție de dotări. Garsonierele primează la acest capitol, după aceea urmează apartamentele cu două camere. Pentru apartamentele cu 3 și 4 camere, cererea este foarte redusă. Față de începutul anului avem o cerere de 3-4%. Cauzele se cunosc. În primul rând, taxele care se percep pentru întreținerea unui apartament de 3 și 4 camere și toată lumea la ora actuală se axează pe niște costuri mult mai mici la întreținere, ținând cont de veniturile care sunt la ora actuală disponibile pentru așa ceva.